Lucrările de modernizare a șoselei Alexandriei au încetat brusc, iar drumul arată acum mai rău decât înainte. Firma responsabilă a decopertat carosabilul și a abandonat lucrarea, lăsând șoseaua într-o stare deplorabilă. Pe lângă acest aspect, locuitorii din zonă se confruntă acum cu un alt neajuns. Din cauza drumurilor proaste, microbuzele societății de transport public în comun au întrerupt circulația în zonă. Oamenii sunt nemulțumiți că de mai bine de 2 săptămâni nu mai pot beneficia de mijloacele de transport în comun. Nu mai trece autobuzul pe aici? Nu, nu! Nu vi s-a spus de ce? Nu știu, vrea până aici și acum asta, și eu sunt, am și eu 69 de ani, fac 70 în ianuarie. Și acum ce fac eu? Dacă eu sunt bătrân, mă până în piață, cu ce mă duc? În momentul când vine, când se face șoseaua și se asfaltează, atunci va veni. Deci de o lună de zile aici nu mai circulă autobuzul de la linia ferată și până la noi la cruci, care noi vrem să asfalteze toată șoseaua și să meargă până acolo. Linia, toată linia de... În rest, trotuare n-avem, n-avem nimic. A zis că vine președintele, că vine primarul ei. N-avem niciun primar, n-avem niciun consilier, n-a venit absolut nimeni. Noi ce facem aici? Stăm cu copii în toate hârtoapele astea, ce facem noi? Bine, că nu cu copiii la grădiniță și la școală, venim la barieră, dar îi ducem somnoroși și merg, ce să facem, dar nu ne-a promis nimic, nu știm despre ce e vorba. În ceea ce privește continuarea lucrărilor de reparații pe șoseaua Alexandriei, vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Gavrilă, spune că firma care a câștigat licitația s-a mișcat puțin mai greu, dar chiar și așa se află în grafic cu proiectul. Dumitru Gavrilă dă asigurări că lucrările vor fi reluate în câteva zile. Șoseaua Alexandriei face parte din municipiul Giurgiu. Ținând cont că domnul primar nu a mai făcut niciun fel de investiție în ultimii 4 ani, am preluat noi acest tronson de drum și îl modernizăm. Sperăm ca, începând de cel târziu luni, să începem să-l asfaltăm, să-l modernizăm. Am transmis în scris primăriei Giurgiu o solicitare privind decizia de schimbare a traseului a firmei de transport public, însă nu am primit până acum niciun răspuns. Oamenii cer ca microbuzele să reia circulația în zonă și amenință că vor merge la primărie să solicite acest lucru.